La bine ceva. Bună ziua! Astăzi am venit să fac o partidă la vargă. Am o vargă de 3 metri, e un garbolino. E foarte, foarte, foarte frumoasă varga, nu-i fac reclamă. Dați foarte mulțumit de ea. Am pregătit nada, am cam un kilogram de nadă. Mumeală de cârlig, am porumb, vierme și râmă. Să mumesc un pic. Să mumesc aici în fața mea. Arunc vreo 5 bulgări acum la început. Cam asta a fost nădirea grea. Să mai arunc și bun. Am terminat nădirea. E ora 7:39 și 40. O să pescuiesc 4 ore și sunt curios în 4 ore cât pește reușesc să prind. Vedem în 4 ore, sunt curios. Și număr de bucăți și kilograme, cât o să prind. Încep cu un vierme. Și dăm drumul la partidă. Asta e și montura, o plută de 1,5 grame. 3 alice de plumb pe fir, un cârlig numărul 10 cu 2 viermi, linia principală 1012. Bimane. Uite, ciortănelul. A venit și un ciortănel. Pe ăștia nici nu o să-i pun în juvelnic, nici măcar de... nici măcar pentru cântar și poză de final, că-i păcat de ei. Uite ce frumos. Îl pun numai la număr.
Bun, am schimbat un pic linia, am pus o plută mai mică de 0,5 grame, un cârlig mai mic și am scurtat și vaca, am scos două elemente de la ea. Nu are numai vreo 2 metri și un pic. Am observat că plăticile sunt aici mai aproape și m-au deranjat elementele. Nu-i niciun val, nu-i nicio mișcare. O, ce frumos! Dacă ar porni un pic valuri, le-ar mânca și mai bine. Opa, 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 ce nervos e asta. Ciorta.
avut curasă cu boabă de mălaila la plută. La bob. La bobă cu vargă de tănet. Am început să dau la bobă de porumb. Văd că vin bucăți mai frumos. Ciortan. Și-a plecat. Cu stânga.
ciortani. Bun, și aici o să și pun punct la partida de astăzi. A fost o partidă foarte, foarte frumoasă. Am reușit să prind bine, bine. Sunt curios acum când ridic juvelnicul. Le-am pierdut numărul. În prima oră am prins foarte mult oblete. După care a început să vină plătica. Am avut o perioadă bună de plătică. Și în a doua parte, a partidei, am schimbat pe bobă de porumb și am reușit să prind multă babușcă roșioară și crap, ciortan. Am prins vreo 25 de ciortani. Asta e, până la urmă am ajustat un pic la condiții. Am scos două elemente, am pus o plută mai mică, un cârlig mai mic. Se pare că așa au vrut mai bine. Vă arăt acum și captura și îs curios să vedem cântărit cât e. Îi fac tara la găleată. Pare că e low battery. O să văd dacă nu găsesc două baterii. S-a adunat ceva. Am și o gaură aici, cred că plăca mulți dintre obleți. Bun, mai să vin. Acum cu aproximație. Iar stern o baterie. Nu mai aduce. Mai aduce că nu mai cântăresc. Cam asta e captura. Uite, evadează. Asta e. În câteva ore aproximez vreo 5-6 kg. Și cam asta a fost partida. Scrieți în secțiunea de comentarii dacă v-a plăcut. Ce partide doriți să vedeți pe viitor? Până data viitoare, eu vă doresc numai bine și fire închisă!